de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Eram atent la un mesaj al cuiva care gestionează un fel de grup, sau mă rog, este într-un fel de grup al cărui nume seamănă cu numele emisiunii noastre, Cafeaua de Dimineață, aici pe Știri din Neamț și Mesagerul din Neamț. Este vineri și așa că am hotărât să facem o emisiune mai, hai să-i spunem așa, de sfârșit de săptămână, care are și o componentă mai lungă, încă o zi liberă. De aceea, pentru că se apropie și zilele orașului, am zis să discutăm despre asta, despre ce se va întâmpla la zilele orașului la Piatra Neamț, despre modul în care au pregătit autoritățile, care trebuie să le dăm și niște circumstanțe atenuante, nu aveau de unde să știe exact ce se va putea face și ce nu se va putea face în perioada asta datorită pandemiei. Până atunci însă nu ne putem abține, ne mănâncă, ca să spunem așa, să vorbim 2-3 minute despre politichia locală. Dom'le, a început să fiarbă așa vinul în butoaiele partidelor politice locale, se agită, face bulbuci în PNL, în USR Plus vom avea alegeri pentru președinția filialelor și au început, ca să spunem așa, micile jocuri de culise. Cel mai interesant joc de culise pare să fie în USR Plus, unde au început răfuielile și este un fel de revoltă împotriva lui Iulian Bulai. Cineva consideră că este un moment propice pentru a încerca o lovitură de palat în aceste alegeri. Ei vor avea, dacă nu mă înșel, alegeri săptămâna duminica viitoare. Alegeri atipice un pic față de alte alegeri, deci vor avea un fel de întâlnire pe Zoom, după care se va vota fizic în 3 centre de votare, unul la Piatra Neamț, unul la Roman și unul la Târgu Neamț. Din interiorul partidului transpar tot felul de mesaje de genul: unii suntem cu Bulai, alții suntem împotriva lui Bulai. Nu se știe, de fapt se știe, dar nu se spune cine va candida împotriva acestuia. Sunt două nume vehiculate. Ioan Meraru, Ionuț Meraru, actualul subprefect care provine din Plus, și Radu Samson, care este viceprimarul de Roman din zona USR. Dacă teoria conspirației funcționează, probabil va candida Radu Samson. Dacă va candida și Radu Samson și domnul Meraru, vom vedea, într-un fel, domnul Meraru, în calitate de șef de partid sau copreședinte, în mod normal ar trebui să candideze, vei vedea care este poziția domniei sale. În PNL, lucrurile încet, încet încep să se sedimenteze și a anunțat candidatura George Lazar. În urma lui s-au aliniat mai multe persoane. Ultimul care a dat un mesaj de susținere a fost ultimul dintre cei foarte cunoscuți, senatorul Eugen Nazare Țapu, care a venit și el în echipă. Să vedem ce se va întâmpla cu domnul Laurențiu Leoreanu, fost primar al Romanului, actual deputat, care se bucură și el de sprijinul câtorva organizații în Neamț, dar care până acum a adoptat o poziție, hai să-i spunem, non-beligerantă sau chiar defensivă.
Va fi interesant de văzut dacă el își va anunța candidatura sau își va anunța susținerea pentru George Lazar. Dacă își va anunța susținerea pentru George Lazar, abia atunci vom putea începe să ne gândim la anumite comentarii care țin de politica din PNL. Astea fiind zise, să mai spunem că așa e frumos când ai colaboratori cu care faci emisiuni, să le spui și la mulți ani în emisiune. Cred că astăzi, dacă nu mă înșel eu, este ziua de naștere a lui Liviu Harbuz, invitatul nostru din fiecare joi. Îi dorim sănătate și să facem cât mai multe emisiuni împreună pentru pe subiecte cât mai interesante. Acestea fiind zise, să ne întoarcem la lucrurile noastre, adică zilele orașului la Piatra Neamț, pentru că vinerea este ziua, în general, a primăriei, când își aduc aminte și cei de acolo că este ziua lor. Dacă nu își aduc aminte, mai sunăm noi, că așa e frumos. Deci, pentru că este ziua primăriei, astăzi, în urma unei discuții cu domnul primar, Carabelea, care are agenda încărcată, vă dați seama, este primar, sper că n-a moștenit agenda lui Chiticu, care mergea pe stradă, că aia era și mai încărcată, cu poze cu el, cu domnul de la Publiserv. Deci, am vorbit cu domnul primar, care mi-a spus că omul care poate să vorbească cel mai bine despre zilele orașului, fiind direct implicat în organizare atât cât s-a putut, este fostul și probabil viitorul viceprimar al municipiului Piatra Neamț, Alin Lehăduș. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit pe dumneavoastră și salut și telespectatorii dumneavoastră. Da, am vorbit mult la început. Am vorbit mult, am zis că fiind prima emisiune neelectorală și ne de alt tip la care suntem împreună, să vă obișnuiesc cu atmosfera. Da, mulțumesc, nu ne-am văzut de ceva timp. Oricum am să revin și vreau și eu să-i transmit cu această cale la mulți ani doctorului Liviu Harbuz și mă bucur că cumva continuă emisiunea, dar el a fost joi și astăzi am sunt înțeles. Prezent să vorbesc despre zilele orașului, așa cum a spus la recomandarea domnului primar Andrei Carabelea. Haideți să vedem în Piatra Neamț, încet, încet, lucrurile încep să revină la normal. Eu mă uit numai pe știri. De exemplu, azi și mâine, o clinică privată, Asclepion, organizează un eveniment cu ocazia 18 ani de activitate. Și a făcut un eveniment care, cum să spun, este ceva deosebit. Zilele clinicii Asclepion. O clinică care la început era destul de mică, azi a devenit reprezentativă. Altă activitate. Un profesor, Boris Alexianu, la 100 de ani de la naștere, este omagiat de urmașii săi și de cei care se duc acolo. Sunt activități care, iată, arată că se mișcă lucrurile. Ieri, dacă nu mă înșel, s-a dat cu copita în gong sau ceva de genul ăsta la baza hipică. Ce se întâmplă acolo? A 24-a ediție a concursului național de sărituri peste obstacole. Într-adevăr, și Consiliul Local, Primăria Piatra Neamț, susține acest eveniment. Este important, fiind ajuns la maturitate a 24-a ediție, să asigurăm această continuitate. Este un sport de gentleman. Consider că e important să arătăm că avem această infrastructură aici la Piatra Neamț. Acum poate are un anumit nivel de promovare, dar cu siguranță vorbeam și cu colegii mei că îmi doresc să capete așa o prestanță mai mare, poate chiar la nivel național și internațional. Da, este un sport de gentleman care ar trebui făcut de gentlemani, care ar trebui să aibă o anumită ținută și duc dorul acelor transmisii pe Eurosport care erau făcute cu prilejul cupei Volvo sau Dunhill, sper să nu înșel, sau ambele. O să supere colegul Viorel Cosma că nu spune exact care era denumirea, dar mă iartă și el pentru asta. Deci era atunci o competiție transmisă pe Eurosport.
cu o ținută deosebită, cu comentatori de elită, cu arbitrii de elită, cu gentlemen care veneau acolo și din păcate, din cauza unor interese mai mult sau mai puțin vizibile, s-a ajuns unde s-a ajuns, mai ales că terenul de la baza hipică este acum dat și bine administrat, ca să spun așa, de o societate aflată în insolvență, nu? Parcă așa ține minte. Da. Din păcate. Dar să sperăm că va răsări un gentleman și în zonă și vom avea lucruri bune. N-am să revin la greaua moștenire, dar obiectivul este, așa cum ați spus și dumneavoastră, de a rebrandui, practic, dacă la acel moment Cristian Țopescu comenta un așa eveniment, clar în sintagma folosită au fost numele a doi sponsori, Volvo sau Dunhill. Automat, găsind aceste pârghii de promovare și știind să facem un marketing corect, vom fi puși pe harta națională sau chiar internațională a evenimentelor. Dar asta trebuie făcută clar pentru o strategie corectă și bine documentată cu parteneriate publice-private. Corect. Aici ar fi cheia pentru asemenea evenimente. Degeaba faci câte un eveniment minuscul în care tu cu tine te întâlnești acolo și în tribună ai călăreții și încă 50-60 de pasionați. Pentru o hotărâre de Consiliu Local, da, dacă nu mă înșel chiar pe 25 mai, am votat un buget de 30.000 de lei, suportul pentru această competiție. Vă dați seama că cam aici, asta a fost aportul adus de Consiliul Local. Nu știu cu exactitate cum sunt cheltuiți acești bani de asociația sportivă. O să vină cu decontul. Dar dimensiunea practică a evenimentului o poți cumva măsura prin prisma contribuției. Da. Haideți să vedem ce ne propuneți pentru zilele orașului. Ce program vom avea, pentru că este lumea interesată să știe care este nivelul. Am spus de la început că organizarea lor a stat așa sub semnul pandemiei, ca să spunem. Da. Am studiat în primul rând acea hotărâre de guvern dintre Ministerul Culturii și Ministerul Sănătății, în care tot au venit cu noi modificări privind restricțiile, dar văzând că ele cumva au început să fie din ce în ce mai permisive, înțeleg importanța unui asemenea eveniment, ziua orașului, avem nevoie de aceste simboluri, ele trebuie să existe, să continue. Asta, în pandemie ne-am oprit, dar era obligatoriu să continuăm aceste evenimente. Ne-am adunat la masă, să zic așa, împreună cu colegii, cu domnul primar și cu domnul viceprimar, domnul city manager. Am stabilit că mai avem doar o lună de zile. Ne-am uitat puțin în buget, da, la prima mână am pipăit așa un buget undeva la 230.000 de lei pentru toate activitățile. Mi-am asumat cumva ca un manager de proiect, așa, o mică coordonare, pentru că din postura mea acum de viceprimar suspendat sau consilier sau voluntar, dar în primul rând consilier local ales, și asta mă responsabilizează în fața oamenilor pentru a mă implica 100%, am stabilit că le vom desfășura și cum se întâmplau și în anii precedenți, dar în perioada lunii iunie, pe 23, ele vor începe de miercuri, da, și vor până duminică 27. Bun. Haideți să vedem. Ca principiu. Principiul a fost, în primul rând, promovarea agenților economici din Horeca locală. Pe acest principiu am construit. Pentru că au fost în dezbatere, au fost regulamente, da, privind activitățile de comerț. Am tot inițiat grupuri de lucru cu agenții economici din Piatra Neamț. E clar că au trecut printr-o perioadă dificilă
Și atunci zilele orașului se vor manifesta în cele două zone, da? Platoul Curții Domnești, unde va fi o zonă de concerte, scenă, premiere, da? Și un pe piața Ștefan cel Mare, da? Suprafața carosabilă care se închide în weekend, da? Acolo vor fi amplasați practic cei din Horeca locală, acolo va avea loc un Piatra Food Festival, da? Este important. Au răspuns agenții economici? Acum sunt în perioada de înscriere. Din informațiile care le am, au răspuns agenții economici. Bun, am stabilit pe acea suprafață, împreună cu arhitectul șef, am stabilit și documentându-mă după hotărârea de guvern a Ministerului Sănătății, da, să ținem cont și de anumite criterii de distanțare. Și în funcție de suprafață am stabilit cum pot fi amplasate acele locuri pentru Horeca, inclusiv acele bănci de berărie, cum se zic, sau corturi, pentru a putea cetățenii municipiului să își servească preparatele culinare de la antreprenori. Bun. Deci vom avea în principal producători locali. Da. Avem și din altă pe acest parte. Principiu. La momentul acesta, încă suntem în perioada de înscriere. Dacă vor rămâne... Dar, din ce știu, un număr între 10 și 12 comercianți vor fi, iar la momentul acesta știu că 10 sunt din Neamț. Din Neamț. Bun, asta nu este rău. Nu este rău, dar poate totuși niciodată nu e bine să te duci în extreme. Poate... cei din Neamț, unii poate mai au de învățat și din experiența altora. Deci, da. Nu, eu tot timpul am promovat să fie nemțenii aici. E important să fie o competiție, dar înțeleg importanța acestui an. Ușor, ușor ieșim din pandemie. Bineînțeles că vor exista indicatori pe care îi vom analiza. Dar acum, în 2021, consider că pentru a-i susține a fost important în primul rând să găsim această temă de să facem un Piatra Food Fest, da, un târg culinar și în prin regulament, prin punctaj, cei din Piatra Neamț să obțină un punctaj mai mare pentru a putea participa. Da, deci ne așteptăm la surprize din partea celor din zonă. Bun. Veți avea și o scenă? Da, va fi amplasată pe platou. Tot acolo, pe platou? Nu. Sus. Sus, da. Da. Partea aștept de... ziua când o să vedem scena în altă parte, nu știu, în altă parte din oraș. Și eu aștept zona, am identificat câteva unde mi-aș dori. Lucrez cu un grup de lucru și împreună cu arhitectul șef al orașului. Avem nevoie de a deschide cumva această arie. Dar la momentul acesta... E singurul loc. E singurul loc. Obiectiv vorbind și cu resursele pe care au fost. Chiar am fost la un moment dat întrebat de cineva de ce în hotărârea de Consiliul Local a trebuit să asigurăm un buget de 10.000 de lei pentru cheltuieli de branșamente electrice sau de apă. Pentru că pur și simplu ele n-au fost pregătite. Da? Deci... Când vrei să organizezi un eveniment, trebuie să te gândești de la o procedură cap-coadă. În momentul în care tu nu ai un loc în care să-l duci la maturitate, să zic așa, adică acolo să desfășori evenimente, automat că nu ești pregătit cu o infrastructură. Iar în momentul în care vrei repede, repede să creezi acel loc, trebuie să-ți prevezi aceste cheltuieli și atunci trebuie să ai un buget pentru asta. Comercianții nu pot veni dacă nu le asigură un branșament pentru electricitate. Bun, dar înainte cum se făcea? Își trăgeau fiecare când veneau de unde puteau? Cred că la fel se prevedeau bugete. N-am documentat, dar ce mă doare pe mine și nu am putut face, mi-aș fi dorit să pot să fac, să pregătesc acele instalații, să devină cumva cu caracter permanent. În mod normal așa ar trebui, te duci și te cuplezi. Aș fi găsit acolo contorul, priza de apă, da? Și bine, e un pic aberant să pui contor și priză de apă la curtea domnească. De aceea, eu tot timpul am spus că acolo nu este un loc pentru concerte și din motive, până la urmă, ca să spunem așa, de locație. Când bate vântul, te ia pe sus pentru că este un culoar. Da, dar în mod normal ar trebui să vii, te-ai branșat și îi dai drumul.
te-ai branșat, îi dai drumul la activitate. Da. Acum sunt, doar trebuie să vrei. Bun. Produse sunt suficiente pentru a implementa... Cei care vin să și se înscriu plătesc niște taxe la primărie? În momentul ăsta, cum se socotesc taxele astea? 20 de lei per metru pătrat ocupat cu poziția de stand, efectiv. Deci este singurul lucru pe care îl plătesc. Singur. Și ei primesc în schimb curent și apă. Da. Curent, adică curent, apă, ce utilități au ei nevoie acolo? Altceva nu mai plătesc? Nu. Ok. Nu, că auzisem de că unii se plângeau, chiar m-a sunat cineva. Iar, Doamne, cum să mă duc eu acolo, bat la casa de marcaj, să-ți dau eu cotă parte din nu știu ce. Au existat discuții, nu ascund acest lucru și poate vom ajunge acolo. Dar dacă analizăm comportamentul altor orașe, apar aceste criterii. Dar aceste orașe au adus anumite produse la un grad de maturitate încât își pot permite comercianților să le ceară acel procentaj. De foarte multe ori ne dorim să arătăm un anumit fel, dar și noi trebuie să fim pregătiți să facem ceea ce au pregătit. Adică nu poți să cer până nu oferi niște condiții, până nu oferi un anumit trafic de persoane. Exact. Adică... Sunt curios dacă măsurătorile ce mi s-au spus se vor confirma undeva un trafic de 12.000 de persoane pe această perioadă. Da, deci noi acum, sau cel puțin eu, dar am cerut anumite informații pe care le iau ca atare și abia după aia aș putea să le analizez, iar la anul să pot să vin cu o implementare de zile orașului, dar mult mai bine pregătită. Domnule Hădăș, eu îmi doresc să apuc ziua aceea, nu vreau să vă spun bancul acela cu Dumnezeu și Sfântul Petru când au coborât pe pământ. L-am mai spus eu în anumite contexte în emisiune, deci, dar poate e bine să spunem și asta. Știi? Deci au ajuns pe pământ și au mers prin județul Neamț și au ajuns în Roman. Și l-au găsit pe primarul Leoreanu plângând pe marginea unui șanț acolo. Băi, dar de ce plângi? Ți-am dat primărie, ți-am dat bani la primărie, ți-am trimis-o pe Elena Udrea, ți-am făcut aici tot ce ai vrut tu, de ce plângi? Da, eu știu dacă o să mai ajung vreodată președintele PNL. Și o să ajungi, fiule, o să ajungi. Și a mers și la Bica, și a ajuns și la Piatra. Și l-a găsit pe domnul Carabelea, la marginea Curții Domnești. Acolo plângea și el, între Rareș și Curtea Domnească, plângea. Dar de ce plângea, Andrei? Deci, Doamne, ți-am dat primăria, ți-am făcut aia, așa, o să fii președinte la PNL municipal. Cine știe dacă o să ajungi la județ. O să ajung eu să văd orașul ăsta fără datorii, o să apuc. Doamne, n-apuc eu, fiule, a răspuns Dumnezeu. Eu îmi doresc să văd că în luna lui august vine Alin Lehăduș în emisiune sau Andrei Carabela. Sau cine doriți dumneavoastră de la primărie, șeful de la comunicare sau cine. Și îmi spune așa, domnul Bălănescu, noi pentru anul viitor vreau să-i anunț pe toți oamenii ăștia care se uită la dumneavoastră, că avem pregătit programul manifestărilor din ianuarie până în decembrie. Și în programul ăsta de manifestări am prevăzut niște sume, dar ne pregătim să și încasăm niște sume de pe urma lor și să beneficieze hotelurile, pensiunile, etc. Foarte corect ceea ce spuneți. Abia aștept să văd asta. Asta înseamnă să fii predictibil, să fii pregătit, să știi cum poți să implementezi. Este foarte corect ce spuneți dumneavoastră și îmi doresc să vin în emisiune, poate nu în august, dar măcar în octombrie, noiembrie, să am acest calendar. Urăsc. Pentru că acum, la momentul de față, cumva ocupându-mă de partea asta de evenimente, pentru că la nivel de intenție toată echipa suntem pregătiți să venim așa cu anvergură sau să demonstrăm că putem, doar că ne comportăm ca mici pompieri, de fiecare dată trebuie să ne adaptăm. Asta este cuvântul. Trebuie să ne adaptăm. Micii pompieri. Și eu știu că primul meu loc de muncă a fost într-o agenție de publicitate în care am fost pe o parte, am lucrat, eram așa un pion mic și apoi am crescut, dar strict pe implementare proiecte. Și știu cum se organizează aceste lucruri și într-adevăr acolo în agenție programul era sfânt.
era exact, și n-am să uit, cum spunea regional managerul, cum biserica este organizată și are un calendar de sărbători, așa trăiește o agenție dacă are un program de sărbători. Asta era comparația. De evenimente. De sărbători, da. Păi... Bun. Deci am înțeles. Vom avea și o scenă sus. Scena la fel va rămâne este, goală? Sau... Este important, nu. Artiștii ce vor veni vor fi tot locali. Chiar m-am bucurat să aud... Și spre rușinea mea, nu i-am reținut, n-aș vrea să-i stâlcesc numele, dar este un băiat care a performat la România au talent, am înțeles. Nu știu dacă e neapărat o reclamă, dar m-am bucurat că l-am putut integra așa. Nu fiți, de repede. Nu fiți este timid, un, este nu, fiți timid nu, intrăm, nu ne-am Victor propus Brauner. Să intrăm cu ei în competiție. Da, da, da? Da, 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 dar adică pe lângă formațiile cunoscute cu notorietate locală, mi-am dorit, auzind așa că avem un elev de la liceul Victor Brauner care a performat, am ținut și am rugat colegi să îl aducă la acest festival. E important să transmitem această emoție locală, da? Noi, împreună, aici la Piatra Neamț și cu un plan stabilit, cu indicatori, să reușim să Domnule performăm. Ce ar fi mai frumos decât pe scenă să avem finala unui concurs de gen Pietrenii au talent la zilele orașului? Care să fie și transmisă, să fie un eveniment pentru toți locuitorii orașului. Ce ar fi să avem un concurs sportiv de zilele orașului? Păi... Sportul minții măcar, table, da. Șah, știți? Șah, table, hai, sportul minții. Da. Ce ar fi ca tot orașul timp de o săptămână să fie cuprins de mici evenimente locale, care în culmea nu costă bani mulți. Și pe, da, într-adevăr, aici e nevoie de mulți oameni la organizare. Dar avem voluntari. Uite, eu urăsc să completez hârtii. Urăsc. De aceea nici nu m-am înscris în corpul voluntarilor de la primărie. Am înțeles. Că urăsc să completez. Dar dacă este nevoie, o să completez niște hârtii și să vin să facem, să vă propun și eu, după ce am văzut prin alte părți și am mai organizat, niște evenimente de genul acesta. Lumea nu mai simte că face parte dintr-o comunitate. Din păcate. Asta este problema și asta așteptăm de la noastră. Sunteți supărători de tineri, poate și de aici o oarecare bâșbâială în lucruri, că e firesc, dar asta așteptăm. Deci cine vine în afară de acest băiat? Ce formații? Cu cine ne vom delecta sau nu ne vom delecta? Păi vor veni cei de la Clubul Artis, trupa Admis, trupa ATN, trupa Lotus. Deci sunt cluburi care au performat pe plan local și au avut și performanțe naționale. Program artistic ținut de copii de la Viva Alegria sau Clubul Dansul Sportiv Ray Dance, formația Sânzienele. Dar programul va fi dat de colegii de la comunicare. Va fi programat, da. Și va fi transmis de fiecare. Păi e foarte bine să-l dăm ca oamenii să-și poată alege momentul în care vin acolo. Și am sprevăzut niște bani pentru premii, din câte am văzut eu acolo. Banii ăștia sunt pentru cuplurile care fac 50 de ani sau... Da, există această obișnuință de ani, și din anii din urmă, se premiau cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie, se considera fi un model în societate pentru familii și atunci... Model de rezistență sau... Da. Înțeles. Da. Și vor mai fi premii pentru copii, în anii trecuți se dau pentru copii olimpici, dar dat fiind faptul, trecând prin această pandemie, nu s-a mai organizat olimpiade. Au fost niște olimpiade sau purtau denumirea de olimpiade, dar și nu... Și atunci am decis să premiem pe cei care au performat la nivel de școală sau liceu și sunt șefii de promoție al acestor generații. Și este important să-i scoatem în față. Noi aici la Mesagerul tocmai publicăm în fiecare număr portrete ale acestor copii cu care noi ne mândrim. Chiar dacă de multe ori ei nu sunt promovați nici de măcar de la nivelul școlilor așa cum trebuie,
noi încercăm să publicăm, dar trebuie să avem și sprijinul celor din școli ca să publicăm lucrurile astea. Este și forma noastră de a, de a ajuta. Vă felicit pentru această inițiativă. Așa este, am un plan pe viitor. Poate vom reuși într-un mod mai organizat, nu doar la zilele orașului, să poți oferi o sumă de bani și o diplomă pe o scenă. De fapt, ei sunt temelia. Pe acești copii va trebui să construim, pe această emoție. Mi-amintesc, după cum bine știți, sunt băcăuan, am absolvit Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu la Bacău și acolo ne organizam noi ca și baluri de boboci sau cum era acel comportament, dar un lucru important ce mi-a rămas în minte, se organiza așa zisul bal Cataram. Domnul Cataram terminase acel Colegiu Național, da, Gheorghe Vrânceanu, și punea la dispoziție o sumă frumoasă de bani, să zic, în fiecare an, premia profesorii și elevii cu merite. Știa să facă o echipă și să țină uniți acel grup. Nu trebuie decât să existe cineva care să catalizeze energiile și se întâmplă, cum s-a întâmplat cu o fundație care a făcut un bal pentru un liceu din Piatra Neamț, cum se mai întâmplă lucruri de genul ăsta, condiția să existe un grup și să existe și deschidere din partea autorității. Să nu fii catalogat când te duci acolo, au venit niște cerșători să facă ceva. Oamenii nu vin să ceară. Oamenii vin să sărbătorească. Și dacă vin să sărbătorească, ei fac și imaginea orașului, pentru că mulți trăiesc în toată țara. Și lucrurile astea ar trebui coagulate ca energie la nivelul unui grup în primărie, care să vină în întâmpinare. Zilele Boris Alexian, 100 de ani, un profesor deosebit. Eu m-aș bucura să văd că și primăria, măcar cu un mesaj, vine alături de cei care îl omagiază. Va veni. Chiar ieri m-am întâlnit cu nepotul domnului profesor. Am schimbat, mă rog, câteva cuvinte cu el. Îl cunoșteam din activitatea pe care o are el în plan profesional. Nu știam despre valoarea profesorului Alexianu, deci, dar m-am bucurat să văd că un om care a clădit. M-am bucurat să văd că există această deschidere de a arăta valoarea și modelul acestor oameni. Și este foarte important să ne păstrăm aceste modele. De zilele orașului. Și citeam și de profesorul Zenebizis, iar foarte important. Nici nu discutăm. Arta de a fi om. Cât de important este. Adică pe aceste simboluri, dacă ne conectăm cu generațiile tinere, putem să ne asigurăm un viitor. Dacă nu cum a spus și dumneavoastră, dacă nu vom ține această emoție de comunitate, păstrându-ne valorile și gândindu-ne predictibil la ce avem de făcut, atunci ne destrămăm. Și atunci apare această politică, nu, divide timpera sau distruge și cucerește, în care permanent e o stare de nemulțumire și de ceartă. Că exact. În fond... Domnule Hădăș, premiați elevii, foarte frumos, jos pălăria, n-am nicio discuție. Dar eu aș vrea să văd la zilele orașului și un mesaj pentru cei care țin orașul în picioare. De exemplu, an de an, niște firme împlinesc niște ani. Să împlinești 18 ani de firmă în Piatra Neamț și să performezi, cred că merită de zilele orașului să fie amintit. După cum alte firme care împlinesc 20 de ani, 20 și ceva de ani, 30 de ani, merită amintite cu nume și cu amintirea celui, cu numele celui care s-a încăpățânat să țină lucrurile astea în picioare. De aceea sunt zilele orașului, că suntem o comunitate formată și din elevi, și din profesori, și din primar, și din consilieri, și din simpli cetățeni, și din cei care dau bani la buget prin firmele pe care le conduc. O asemenea viziune, dacă ar exista, vom putea să ne numim Comunitatea Piatra Neamț. Dacă nu, ne numim Comunitatea X, Comunitatea Y, oamenii locutare, etichete. Punem etichete
pe interese mai mari sau mai mici, dar nu comunitare, ci de grup sau personale. Și aici este o mare problemă și aici trebuie lucrat cu încăpățânare și chiar dacă veți fi înjurați, blamați și tăvăliți prin două ori. Obiectivul este de a construi pe termen mediu și lung. Bineînțeles, cum am spus, mici pompieri acum, dar ne gândim la viitor. Zilele trecute cineva mă certa în fața școlii 3, că nu pot să spun altfel, lăsându-mi copilul acolo, că nu pun suficient în valoare acea fântână. Și am spus că, pe bună dreptate, cred că cineva nu și-a făcut pe deplin datoria în acea zonă, dar obiectivul este de a gândi cum pot duce acel amplasament să-l pun în valoare. Mai concret, dacă el este blocat de o parcare la momentul ăsta, neavând o soluție, nu știu, de o parcare supraterană undeva mai în spate, să poți să decongestionezi acea zonă, nu e neapărat o soluție să pun acum un bec acolo, doar ca să ies în față să spun că ce am reușit să fac. De aia trebuie să fim predictibili, să punem într-un plan. Și nu mai spun că în momentul în care discutam, dumnealui efectiv și-a aruncat chiștocul în fața mea și n-am făcut altceva decât să mă aplec și să-l dau înapoi în mână. Să-i spun că dacă vrem schimbare, trebuie să vină de la fiecare în parte. Da. Nu e suficient. Trebuie să începem doar de la chiștoace. De jos. De la jos. Chiștoace. Mici. De da, jos. Dar atunci ar trebui ca cei care supraveghează acest oraș să-și facă treaba. Nu să asiste pasivi. De cele mai multe ori. Eu știu că aveți criterii de performanță acum noi la poliția locală, dar poate ar trebui să fie și urmărite. Cu atenție. Mai nou am fost ales de colegii mei consilieri locali, în membru în Comisia de Ordine Publică de la Poliția Locală. Ieri am avut prima vizită la dumnealor, împreună cu consilierul domnului primar Andrei Carabelea, cu domnul Ciornei. Am fost și am ținut un curs acolo de integritate, da? Și pas cu pas consider că vom îmbunătăți aceste lucruri. Știți? Am primit numele copilului care da, Rareș Truflea. Rareș știam. Truflea. Truflea. Da, tocmai de-aia am evitat... Mulțumim Cristina Negrea pentru precizare. Mulțumesc tare mult. De-aia am evitat să nu stâlcesc numele și îl felicit pe Rareș Truflea pentru... Performanță. Și performanță. Și l-așteptăm să-l vedem pe scenă. Cu drag. Ce mai cu trebuie drag. Spus despre zilele orașului de săptămâna viitoare? Îi așteptăm cu inima deschisă pe Pietreni să bucure. Sper să țină vremea cu noi. Iar e important că ne-am săturat probabil de ploi. Dar sunt optimist că lucrurile vor fi așa cum ne-am dorit și ne vom regăsi acolo să petrecem împreună și să ne bucurăm de zilele orașului. Mulțumim, Alin, pentru participarea la emisiune și îți dorim baftă. Așteptăm să vedem și noi cât de repede se va mișca mecanismul justiției locale, dacă se va trimite comunicarea către Consiliu, către Prefectură după prima parte a procesului, prima repriză a procesului privind hotărârea prin care ai fost numit viceprimar. Sunt curios dacă va ajunge sau va ajunge la timp ca să prindă vacanța judecătorească și să treacă spre toamnă o decizie în sensul ăsta. Rămâne de văzut. Eu sunt optimist și am văzut că pentru unii nu-i bine nici când vrei să muncești. E important să rămânem uniți și în echipă împreună să realizăm lucrurile pe care noi ni le-am propus. Cu asta aș vrea să închei. Suntem o generație tânără în care ne dorim, dar este foarte important să avem un plan bine scris și documentat. Am auzit de multe ori, lasă domnule vorbăraia că... Practica ne omoară. Dar o practică fără o teorie, fără niște criterii, nu va duce niciodată la un lucru bun și bine făcut. Și atunci este nevoie să avem, exact cum am discutat în emisiune, un calendar bine stabilit cu indicatori și apoi să trecem la treabă să-l implementăm. Uite, în momentul ăsta a intrat pe site-ul Mesagerul
un material care a apărut în ediția scrisă cu un elev de la liceul de artă. Îl cheamă Emanuel La Mancusa. Și a venit în România să studieze vioara. Bine, mama este româncă, dar a venit să studieze vioara și a ajuns la niște performanțe. Noi l-am văzut cântând într-un moment, să-i spunem așa, festiv și l-am promovat. Ce își dorește el? Vrea să ajungă pe marile scene ale lumii. Haideți să-i ajutăm pe copiii ăștia să ajungă pe marile scene ale lumii. Nu știu, poate facem un regulament, poate în municipiul Piatra Neamț vor înființa niște burse de performanță pentru acești copii să studieze. Poate îi vom ajuta să facă niște cursuri după facultate, ca ei să poată intra în anumite zone. Păi, abia atunci vom putea vorbi despre încă din promovare. Campania electorală, practic, împreună cu echipa Pro România, asta spuneam, Pro Educație, și ieșisem la, am documentat Institutul de Design sau exact complementar studiilor de liceale, da, sau colegiilor, să venim cu o susținere a acestor copii. Sunt încrezător că vom ajunge și aici la rezultate în timp mediu. Da, ne oprim aici, oameni buni. A fost o emisiune de dinainte de weekend în care am aflat ce se va întâmpla la zilele orașului. Mulțumim lui Alin Lehăduș, consilier local deocamdată la Piatra Neamț, și să ne vedem cu bine luni dimineața. Probabil că luni dimineața vom avea vești din bătălia de care aminteam la începutul emisiunii, din cele două partide. În celelalte partide deocamdată este aparent liniște, chiar și în Pro România. Mulțumim, cele bune, la revedere! Numai bine.